deocamdată ne găsim aici, la locul de întâlnire, unde putem să venim cu mulțumiri înaintea Lui, să venim să-i spunem problemele noastre, greutățile noastre și Domnul să lucre El. Amin. Iată aici, în Psalmul 37, am găsit un verset atât de minunat. Versetul 4 spune, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Dumnezeu să ne ajute ca să ne găsim plăcerea în Dumnezeu, să ne găsim plăcerea în legile Lui, în cuvântul Lui cel Sfânt și minunat. Și atunci inima noastră va dori tot ceea ce dorim noi. Dar ceea ce dorim noi este întotdeauna voia Lui Dumnezeu? Aici se pune problemă. De câte ori mergem pe genunchi? Oare cerem întotdeauna după voia Lui Dumnezeu? De multe ori mergem pe genunchi și spunem, Doamne, vrem cu tare lucru, vrem cu tare lucru, dar nu spunem și, Doamne, totuși facă-se voia Ta. De ce? Pentru că nu gândim câteodată după cuvântul Lui Dumnezeu, nu gândim la fel și nu ne lăsăm conduși de Duhul Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute când mergem pe genunchi, să cerem de la Tatăl nostru ceva care El este credincios și ne dă. Spune că nu aveți pentru că nu cereți, dar să cerem după voia Lui. Să cerem după voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iată aici în versetul 7 mai spune, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, auzi ce cuvânt minunat, nădăjduiește în Dumnezeu. De ce? Pentru că cuvântul Lui are putere. Cuvântul Lui este viață. Și vedem și ne-a demonstrat de la începutul lumii, pentru că El a spus prin cuvântul Lui să fie pământ. Și a fost pământ. A spus ca să fie viețuitoare și a fost viețuitoare. Prin cuvântul Lui s-au făcut toate lucrurile. Vedem că cuvântul Lui este infailibil. El cel ce vorbește, El și împlinește. Când El a deschis gura, acolo este la lucru. Noi trebuie să credem în cuvântul Lui Dumnezeu. Și de multe ori știți ce facem, frații? Lăsăm cuvântul Lui Dumnezeu la o parte și mergem după firea noastră pământească în care ne-am născut. Și nu este bine. Haideți să mergem înaintea Lui Dumnezeu cărmuiți de Duhul Lui Cel Sfânt și Minunat, pe care L-a turnat din belșug în noi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și pentru următorul îndemn de rugăciune, aș vrea să dau citire câteva versete de la Psalmul 119, care sunt atât de minunate. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Oare facem lucrul acesta, fraților? Strângem cuvântul Lui Dumnezeu în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iată, în alt verset spune, când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Este adevărat? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că dacă urmăm cuvântul Lui Dumnezeu, dacă urmăm învățăturile Lui, atunci inima noastră nu mai se lăfuiește nici pe pământ, la comorile acestea de șarte. Și trebuie să știm că avem o comoră sus în cer care ne așteaptă. E o comoră atât de mare și de minunată, pe care ochii noștri încă n-au văzut-o de carne. Dar o vedem cu ochii inimii, o vedem spiritual, o vedem în cuvântul Lui Dumnezeu care ne descrie atât de minunat comoara de sus. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Fă bine robului Tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul Tău. Dumnezeu să ne ajute când plecăm genunchii să spunem cuvintele acestea. Ca să Dumnezeu să ne ajute, ca să putem să păzim cuvântul Lui. Pentru că dacă El nu ne întărește, dacă El nu ne ajută și noi nu mergem cu smerenie înaintea Lui Dumnezeu, nu putem să facem nimic, fraților. De aceea, când mergem pe genunchi înaintea Lui Dumnezeu, să avem o inimă smerită și plăcută înaintea Lui. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iar în alt verset, versetul 27 spune, fă-mă să pricep calea poruncilor Tale și voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate. Vedem că toate lucrurile Lui Dumnezeu sunt atât de minunate și este. Pentru că mergem și ieșim afară și vedem creația Lui Dumnezeu. Este un lucru atât de minunat când vedem ce frumos este în fiecare țară. Eu am fost în multe țări, fraților, dar atât de frumos este. De nu pot să vă spun creația Lui Dumnezeu. Nu creația oamenilor, creația Lui Dumnezeu. Este atât de frumos. Dar vedem că cea mai frumoasă creație a Lui Dumnezeu, care a fost? Noi, fraților. Creația Lui Dumnezeu, cea mai frumoasă am fost noi, pentru că am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui. Și am vrea ca să rămânem în chipul și asemănarea Lui. Să nu ne schimbăm cu nimic. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că dacă ne schimbăm înfățișarea,
ne schimbăm înfățișarea inimii. Și ce ne poate despărți de cuvântul lui Dumnezeu? Ce ne poate despărți de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, ca tot timpul să avem o inimă bună. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în altă parte, îmbrăcați-vă cu dragoste, pentru că dragostea este desăvârșirea tuturor lucrurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne îmbrăcăm cu dragoste, să ne iubim unii pe alții, fraților, pentru că este timpurile după urmă și vedem că dragostea celor mai mulți se va răci. Dumnezeu să ne ajute ca nouă să nu ni se întâmple lucrul acesta, să ne rugăm neîncetat, să punem genunchii jos și să spunem, Doamne, ajută-ne și pune dragostea Ta cea sfântă în inima noastră, să nu iubim cu o dragoste ca a noastră, care este limitată, ci să iubim cu o dragoste ca Ta, desăvârșită și nelimitată și neînțeleasă de noi, fraților, pentru că vedem că de multe ori stăm și judecăm pe Dumnezeu și spunem, Doamne, cum ai poți tu să-L suporți pe ăla? Uite, ăla e violator de copii. Ăla face cu tare lucru. Ăla face cu tare lucru. De multe ori stăm și îl judecăm fără să ne dăm seama pe Dumnezeu cu ce drept. Pentru că Dumnezeu, așa cum o iubește pe mine, îl iubește și pe omul acela. Pentru că Iisus Hristos n-a murit numai pentru mine, a murit și pentru omul acela. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta, să nu mai judecăm pe Dumnezeu. Pentru că noi nu putem oricum am face și orice am face. Pentru că n-ar cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine vrea, ci de Dumnezeu. Nu de El depinde totul, pentru că El este olarul. Vasul nu poate spune olarului pentru ce m-ai făcut așa sau de ce m-ai făcut nimeni. El face ceea ce dorește și El face după bunătatea Lui, după credincioșia Lui. Și noi știm că El este bun și bunătatea și credincioșia Lui ține în viață și dragostea Lui este nemărginită, fraților. Noi trebuie să mergem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu cu credință și să cerem de la Dumnezeu ca El să ne umple de dragostea Lui și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și aș vrea să dau citire la ultimul verset, versetul 37. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea Ta. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, ca mereu să fim, fraților, așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, să avem o inimă deschisă, o inimă bună în toate lucrurile, când facem ceea ce facem, să facem spre slava lui Dumnezeu. Mai spunea Apostolul Pavel, tot ceea ce facem, să facem în numele lui Iisus Hristos și a Domnului nostru, Creatorul nostru. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și când mergem pe genunchi să spunem, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, Te rugăm, dă-ne cu tare lucru. Și fă-ne cu tare lucru, pentru că Iisus Hristos spunea, dacă cereți ceva în numele Meu, este cu neputință. Auziți? Este cu neputință să nu primiți. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să mergem toți cu o inimă și un gând înaintea lui Dumnezeu, să ne plecăm genunchii și să cerem să fie dragostea să ajungă desăvârșită în inimile noastre, să putem să avem parte cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și aș vrea să mergem pe genunchi și să cerem Domnului lucrul acesta. Amin. Amin.